singur client e frică. Fundație, zorul ca să părăsească locațiile în seara aceasta și să meargă la rudele și prietenii din zona Nedeal. Viața și plâng! Viața și plâng! Doamne, unde-s fă mai decât acum? Pentru persoanele care sunt evacuate. Vorbim despre persoanele care locuiesc în zone inundabile. Aici, în sala de sport, am găsit-o pe Monica, este alături de cei doi copii ai ei, dar și de mama soacră. Să știți că am văzut-o cu lacrimi în ochi, pentru că, iată, a fost nevoită să-și părăsească locuința și să vină aici pentru a-și salva viața. Ce e în sufletul tău acum, Monica? Tristețe, dezamăgire, de toate. Mi-ai spus că ai muncit în străinătate, ți-ai clădit o casă? Da.